Până la această dată, deja sute de giurgiuveni au avut poate unica ocazie în viață de a merge într-un pelerinaj la mănăstiri celebre, o acțiune organizată de omul de afaceri Nicolae Florian. Fără a le promite marea cu sarea, acesta a găsit de cuvință să le ofere celor care au credință în Dumnezeu, dar nu-și pot permite să meargă să se roage la lăcașele de cult din afara orașului, o excursie de neuitat plină de încărcătură emoțională. Așa se face că zilnic sute de pelerini merg pe drumul credinței, la mănăstirile Sfântul Ioan Rusul din Slobozia, Sfântul Dimitrie Basarabov din Bulgaria, la Catedrala Sfânta Treime din Ruse și la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Inițiativa lui Nicolae Florian este extrem de apreciată de către giurgiuvenii care au ocazia să meargă în pelerinaj. Ei spun că viața nu le-a oferit un astfel de prilej, iar de pomeni electorale și de promisiuni de șarte sunt sătui. Suntem foarte mulțumiți, suntem mândri că avem un om care ține cu Giurgiul nostru, cu orașul nostru. Suntem foarte satisfăcuți, suntem în vârstă, dar am avut plăcerea și bunăvoința să venim. Ne simțim foarte bine în colectiv în care a venit. Suntem foarte sănătoși deocamdată, dar să zicem că e bine. E pentru prima dată când merg, dar am fost foarte fericită când am fost anunțată să vin prin intermediul domnului Florian Nicolae. Foarte bine. Și să ne dea Dumnezeu sănătate și să reușească și Doamne ajută și pentru dumnealui și pentru noi, giurgiuveni. De 2 ani de zile duce crucea pe umeri la biserica din curtea spitalului. Dânsul a participat alături de noi. Un om extraordinar, nu vrea să fie văzut că face niște lucruri frumoase, dar totuși aflăm. Ne bucurăm și îl votăm și dorim sănătate și putere de muncă. O inițiativă foarte bună. Dânsul ne-a mai sponsorizat și cu ocazia când am mers la Cuvioasa Parascheva și ne-a sponsorizat la Mănăstirea Recea. A fost foarte bine venită inițiativa. Sperăm să ne sponsorizeze în continuare. Suntem mulțumiți de felul cum dânsul ne tratează ca oameni, ca locuitori ai acestui oraș. Îi mulțumim din suflet și dorim să aibă succes la candidatură. Suntem alături de dânsul și îi dorim multă sănătate, să ne ajute în toate problemele pe care avem de rezolvat. E o inițiativă bună și pentru cine și crede să facă acest pelerinaj. O inițiativă bună. Este foarte bună inițiativa și multă lume a beneficiat de acest pelerinaj, că altfel nu avea posibilitatea să ajungă până aici și sunt foarte recunoscători. Mulțumim în inimă pentru că s-a gândit și la cei care nu pot pe cont propriu să vină la acest obiectiv important. V-ați încărcat așa sufletește de la mănăstiri? Cum vă simți? Sigur, la orice biserică sau mănăstire unde mergi, dacă mergi cu credință, simți
o încărcare sufletească, strânge o energie pozitivă, care te ajută și te stăpânește mai multe ore sau mai multe zile, depinde de credința fiecăruia. Pentru mine, ca și pentru toți care au participat la acest pelerinaj, a fost o ocazie aproape unică. Nu am fost și nu am vizitat aceste monumente niciodată. Și cu această ocazie țin să mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru că ne-a oferit această ocazie, acest prilej de a vizita monumentele arhitectonice, pot să spun, ale orașului Ruse și, bineînțeles, ale orașului Giurgiu. Chiar dacă nu veneam în această excursie, tot pe dânsul îl votam, pentru că îl cunosc de foarte mulți ani și merită din plin să fie ales. Deși sunt însoțiți permanent de preotul Cristian Chiru, pelerinilor giurgiuveni mi se alătură la un moment dat chiar cel care a făcut posibil acest pelerinaj. Atât cât îi permite timpul unui candidat la un mandat de deputat, Nicolae Florian stă de vorbă cu oamenii, le strânge mâna și le adresează o vorbă bună, momente ce rareori pot fi văzute la un politician de rând. Pentru mulți prezenți, pentru prima oară la lăcașele de cult vizitate, pelerinajul a reprezentat o experiență unică, aceștia întorcându-se la casele lor mai liniștiți și mai împăcați cu ei înșiși.